Bună seara și bine v-am găsit! Atunci când vorbim despre bune maniere, trebuie să vorbim și despre politețe. Cât de politicoși sunt oamenii? Unii dintre noi am fost crescuți într-un anume ambient de către oameni ce au dorit să imprime urmașilor lor anumite valori sau care au vrut să lase ceva în urmă, chiar dacă acele valori au fost singurele bunuri ce le-au putut lăsa urmașilor. Sunt situații când conjuncturile existențiale sunt limitative și constrâng, astfel încât politețea este ultimul aspect pus în practică, mai ales atunci când nu sunt obiceiuri exersate și dezvoltate și prin prisma politeții și a bunelor maniere, nu numai prin prisma acțiunilor care oferă condiții pentru minimul de viață, adică apă, mâncare, un acoperiș deasupra capului sau un loc de dormit, un loc care să ofere protecție față de frig sau arșiță. A fi politicos, este aceasta o calitate modernă sau este demodată? Este utilă? Este oare o mască? Este oare instrumentul servilismului? Politețea o simțim sau o afișăm din diverse interese? Paul Valéry considera că politețea este o indiferență organizată. Theodore Roosevelt susținea că politețea este un semn al demnității, nu al servilismului. Sunt persoane care consideră că politețea cu care nu ești obișnuit poate să supere, pentru că oricât de manierat ai fi, sunt și aspecte de politețe pe care le încalci și astfel, unele acțiuni politicoase ale altora te pot scoate din ritmul tău, te pot stânjeni. Uneori este nevoie de un shortcut al politeții, de o prescurtare. Poți să fii rapid și politicos fără prea multe politețuri, adică să nu reții pe cel la care apelezi cu formalități sau cu o politețe exagerată care mănâncă timpul. De exemplu, bună seara doamna, bună seara domnule, ce mă bucur că vă văd, știu că numai dumneavoastră mă puteți ajuta. Vă rog să mă scuzați pentru deranj, dar nu am avut la cine apela. O să vă spun despre ce este vorba și să vedem ce puteți face pentru mine. Și introducerea poate să continue. Prin shortcut al politeții am vrut să menționez că uneori este nevoie de trecerea cât mai rapidă, după salut și scuzele de rigoare, la subiectul care arde. Pentru că uneori nu numai o persoană are nevoie de timp pentru a fi ajutată, ci mai multe. Și uneori se întâmplă să fie doar o persoană care să poată ajuta efectiv și chiar dacă disponibilitatea persoanei este maximă, sunt numeroși factori care să-i diminueze eficiența și chiar găsirea unei soluții optime pentru problema dumneavoastră. Un exemplu de politețe pe care îl consider vital este al celor din mediul sanitar. Pentru că fiecare medic, farmacist, asistent medical sau de farmacie, medic stomatolog, trebuie să fie politicos în orice situație și să fie rapid în aplicarea cunoștințelor pe care le deține, astfel încât să asigure un serviciu sanitar pentru beneficiul pacientului, respectând codul deontologic, dar și ținând cont și de faptul că la rândul poate să fie un pacient. Dar asta nu înseamnă că pacientul are dreptul să se comporte după bunul plac la medic, la farmacie, la stomatolog, să deranjeze alți pacienți sau să disturbe mediul de lucru. Pacientul dorește respect și tratament corect pentru a-și recăpăta starea de sănătate, iar medicul dorește la rândul respect și condiții prielnice pentru desfășurarea activității sale. Până la urmă, nu ne mai amintim ce a făcut cineva pentru noi, ci de fapt ne amintim felul în care acel cineva ne-a făcut să ne simțim. Iar starea de bine la nivel psihologic este baza pentru starea de sănătate generală a fiecăruia dintre noi. Să nu uităm totuși că politețea excesivă ascunde un om perfid, care își urmărește interesele sau întinde o cursă. Politețea este pentru multe persoane o disciplină. Dar dacă este doar un produs al educației, ea devine supărătoare pentru cel care o practică. Politețea, ca și bunele maniere, trebuie și simțite. Probabil că vă este cunoscută expresia "a zis sau a făcut doar din politețe". Ne simțim bine când cineva se poartă politicos cu noi, dar ne simțim și mai bine când știm că acțiunile sunt făcute din politețe și din sentiment, mai ales din partea persoanelor dragi. Prin educație, politețea modelează anumite aspecte ale caracterului nostru și ne ajută să prevenim rănirea celor din jur prin faptele și vorbele noastre. Politețea determină omul să pară în exterior așa cum ar trebui să fie în interior.
să fie oare o mască sau un imbold, că trebuie să lucrăm la interiorul nostru. Cred că în fiecare împrejurare putem să fim politicoși, amabili, fără a fi falși. Sunt Andreea Mucan și vă aștept și data viitoare. O seară frumoasă!